Salut! Cum am menționat în videoul anterior, astăzi revin cu a doua parte din topul cu cele mai bune filme din anul 2021, care deja au fost lansate. Dacă ai ratat prima parte a acestui clasament, o găsești accesând sugestia care a apărut în colțul de sus din dreapta sau pe linkul din descriere acestui video. Îți place să petreci timpul uitându-te la un film interesant? Atunci ai nimerit pe canalul potrivit, deoarece aici vei găsi topuri tematice pentru orice ocazie și dispoziție, dar și noutăți sau curiozități cinematografice. Abonează-te dacă încă nu ai făcut-o și hai să începem! Liga Dreptății lui Zack Snyder. Este o alegere perfectă pentru toți fanii creațiilor DC. După eșecul versiunii din 2017, care a stârnit un val de nemulțumire în rândul spectatorilor, producătorii au mers până în pânzele albe ca să-l întoarcă pe Snyder în acest proiect și se vede că efortul a meritat. Deoarece atât criticii cât și publicul au recunoscut că Liga Dreptății lui Zack Snyder este mai reușită. Totuși, pentru a savura din plin această ecranizare spectaculoasă, recomand să optezi pentru varianta completă, care durează 4 ore. Filmul începe cu o mică lecție de istorie. Mii de ani în urmă, Darkseid a încercat să cucerească Pământul cu ajutorul a 3 cuburi mamă. Însă acesta este oprit de forțele comune a zeilor, amazonelor, atlanților și oamenilor. Cuburile sunt separate și trimise spre diferite locații de pe planetă. Zilele noastre. Superman este ucis, dar moartea sa reanimă cuburile ascunse. Activarea acestora îl provoacă pe Steppenwolf, unul din servitorii lui Darkseid, să revină la planul de cucerire a Pământului. Acum omenirea din nou este în pericol și supereroii vor fi nevoiți să uite neînțelegerile și să formeze o echipă capabilă să răspundă forțelor inamice. Oxigen. Protagonista acestui film este o tânără care se trezește într-o creocapsulă medicală. Ea nu ține minte cine este sau cum a nimerit aici. Încercările sale de a deschide capsula activează asistentul virtual Milo. Însă răspunsurile acestuia nu o ajută cu nimic. Pentru Milo, tânăra este doar o bioformă cu numărul O267. Încercând diferite combinații de întrebări, tânăra primește acces la baza de date a asistentului, din care află că numele ei este Elizabeth Hansen și că ea este un biotehnolog specializat în criologie. De asemenea, tânăra reușește să apeleze poliția, însă purtarea ofițerului ce a răspuns la apel o nedumerește și eroina începe să creadă că el ascunde ceva. Între timp, rezervele de oxigen din capsulă scad continuu și Elizabeth are doar câteva zeci de minute pentru a scăpa din această capcană. De remarcat că finalul acestei experiențe tensionate este original și cred că până la ultimele minute a filmului tu nu vei ghici cine de fapt este eroina și de ce a nimerit în această capsulă. Erou de serviciu. Un film de acțiune desăvârșită și nici nu este de mirare, deoarece este semnat de David Leitch, producătorul seriei John Wick. O bună parte din spectatori au caracterizat această ecranizare ca una surprinzător de bună. Hutch Mansell este un funcționar mediocru la fabrica socrului său. Toate zilele din viața sa s-au transformat într-o rutină. Relația cu soția de mult și-a pierdut din intensitate și nici cu feciorul nu se împacă mai bine. Unica persoană în care își mai găsește alinare este fiica Sam. Într-o noapte, casa familiei Mansell este prădată de doi necunoscuți. Hutch are ocazia să oprească jaful, însă preferă să nu intervină. Și el ar lăsa totul baltă, căci nu s-a furat mare lucru. Însă copila îi spune că hoții au luat brățara cu motănași. Această veste îl readuce la viață pe Mansell, adică pe eu-ul său adevărat, care a fost cândva un mercenar ce lucra pentru guvernare. Hotărât să întoarcă lui Sam brățara preferată, Hutch pornește în căutarea spărgătorilor și acesta este doar începutul aventurilor sângeroase care îl așteaptă pe killerul revenit în lumea criminală. Palmer. În anii studenției, Eddie Palmer era vedeta echipei de fotbal. Însă, din cauza traumei suferite, cariera sa de sportiv de performanță s-a terminat înainte să înceapă. Nici la furat nu prea merge. O încercare eșuată se termină cu 12 ani de închisoare. Eliberat din pușcărie, Eddie se întoarce în orașul său natal. Aici bunica îi face cunoștință cu Sam,
un băiat cu obiceiuri destul de originale. Mama copilului, o femeie decăzută, mereu dispare undeva și băiatul este lăsat în voia sorții. Din acest motiv, bunica lui Edis se vede nevoită să aibă grijă de sărmanul copil. Între timp, Palmer se angajează la școala lui Sam. Din cauza comportamentului și preferințelor ciudate, băiatul este ținta glumelor colegilor săi, fapt ce îl nemulțumește pe Eddie, care s-a atașat de acest copil neobișnuit. Într-o zi, Sam se întoarce acasă plângând și murdar de cosmetică pe față, dar culmea este că nu a făcut-o copiii, ci foștii prieteni a lui Palmer. Și parcă toate problemele copilului nu ar fi de ajuns, în oraș se întoarce mama lui Sam, care pretinde că va avea grijă de băiat mai bine decât o face Eddie. The Drive. Un detectiv original lipsit de clișeuri banale care va fi pe placul amatorilor acestui gen de producții. Tânărul Aaron Falk este nevoit să fugă din orașul său natal deoarece este suspectat de uciderea prietenii sale, Ellie. Și chiar dacă vina sa nu este dovedită, oamenii îl consideră ucigaș. Totuși, după o absență de 20 de ani, deja agentul federal Aaron Falk se întoarce în orașul care l-a hărțuit pentru a asista la înmormântarea lui Luke, prietenul său din copilărie. Se presupune că acesta și-a omorât soția și feciorul după ce și-a pus capăt zilelor. Și dacă localnicii terifiați încearcă să uite mai repede aceste întâmplări îngrozitoare, părinții lui Luke nu cred că el ar fi în stare să comită omorurile și îl roagă pe Falk să investigheze tragedia. Fără mare dorință, federalul totuși reia ancheta, dar aceasta curând scoate la iveală multe secrete incomode care se ascund pe străzile colbăite a orașului pustiit de secetă. Pinguin Bloom. O istorie sensibilă și motivațională inspirată din evenimentele reale ce au avut loc în viața lui Sam Bloom, o surfingistă australiană. Vacanța petrecută în Thailanda a împărțit viața familiei Bloom în înainte și după. Eroina principală, soție și mamă a trei copii, cade de pe acoperiș. Medicii reușesc să o salveze, însă ea rămâne paralizată. Această tragedie practic o distruge. Ea nu se mai simte stăpână pe corpul său. Trauma fizică și emoțională nu îi permite să se considere o mamă și o soție bună. În această perioadă complicată, unul din feciorii săi găsește un pui rănit de coțofană pe care îl numește Pinguin și îl aduce acasă. Sam nu este încântată de noul animal de companie apărut în casa lor, însă până la urmă îl acceptă, deoarece băiatul s-a atașat de această pasăre neajutorată. Însănătoșirea lui Pinguin, dar și faptul că puiul a învățat să zboare, o motivează pe Sam să încerce revenirea la viața anterioară. Viața în care ea era o mamă și soție minunată. Atât pentru azi. Dacă ți-a plăcut acest video, abonează-te și activează toate notificările pentru a afla primul despre cele mai interesante clasamente și noutăți din lumea filmelor. Scrie mai jos în comentarii dacă ai văzut deja careva din aceste pelicule și ce impresie ți-au lăsat, sau dacă ai vrea să fac un top anume. Ne auzim în videoul următor.